unde a pornit cu adevărat scandalul dintre Jador și Andy de la Puterea Dragostei. Nu a suportat că m-am salutat eu cu Simina pe holuri și în cabina de machiaj. Jador l-a umilit în aceste momente pe Andy de la Puterea Dragostei, despre care a spus că nu fetele sunt prioritare pentru el atunci când vine vorba despre amor. Jador a luat foc în momentul în care băieții din casa Puterea Dragostei, Andy, Cătălin și Turcu, l-au jignit pe el și pe Ella, iar înregistrările au apărut, ca o dovadă, în mediul online. Relația mea cu băieții din clanul ăsta. Turcu este un băiat foarte mult. Eu am cunoscut-o altfel de latură atunci când eram în emisiune. Am vorbit niște chestii de băieți. Chiar l-am învățat. Cătălin, după ce am ieșit din casă, i-am invitat pe toți băieții, din prietenie, pentru că mi-am petrecut ultimul an din viață la Puterea Dragostei. I-am invitat pe toți și am luat de băut. Am băut cu băieții acolo, am încercat să-mi deschid sufletul înaintea lor, să-i sfătuiesc pe fiecare în parte ce să facă. I-am zis chiar și lui Cătălin, că el îl plăcea. Dacă te combin cu el și te comporți frumos, tu poți câștiga, a spus manelistul despre primii doi concurenți. Ce a spus Jador despre Andy? N-ai bani să treci strada. Punct în privința lui Andy însă, cântărețul a fost mult mai dur. Tu n-ai bani să treci strada. Stai acolo la Puterea Dragostei să-ți ofere 100 de euro pe săptămână. Vorbești cu mine? Nu vreau să mă laud, dar este o diferență între noi doi. Eu fac parte din altă lume, lumea care e altfel. E vorba de lumea cu respect care își asumă. Nu știu de ce faceți așa. Probabil v-a influențat Andy, băiatul care am înțeles că umblă cu Mircea. 1. Mircea, știe el mai bine. Am înțeles că îi plac băieții. Mi-au zis fetele, sigur, virgulă, a comentat Jador pe vlogul său. Jador a șters pe jos cu Andy de la Puterea Dragostei. Cum a ripostat concurentul de la Puterea Dragostei? Ne-am pupat direct în camera roșie și Siminei i-a plăcut. Jador a șters pe jos cu Andy de la Puterea Dragostei. Adevăratul motiv al scandalului nu este Ella, ci Simina. Să nu te iei cu noi, ne... Iar Andy și None, pentru că atunci când ai aterizat prima dată în casa Puterea Dragostei te rugai de noi pe holuri să facem poze cu tine și noi nu voiam. Tu ești un sărănuș, virgulă, a tunat Andy, care apoi a vorbit și despre apropierea de fosta iubită artistului, marea lui dragoste din primul sezon. Ne-am pupat direct în camera roșie și ei i-a plăcut. Ne-am salutat și pe holuri, și în cabina de machiaj, și nu cu forța cum s-a vehiculat, căci dacă nu voia, nu stătea la pupat. Să fim serioși, nu am legat-o în lanțuri. În plus, ar fi putut să se supere pe mine pentru gest dacă aș fi obligat-o, dar ea, din contră, a fost zâmbitoare, au fost cuvintele cu care Andy l-a atacat pe Jador în urmă cu jumătate de an, în exclusivitate. Pentru WOBiz. Ero,